din 1 Petru, capitolul 1, primul verset. Și mă bucur să vă găsiți. Da. 1 Petru 1, primul verset. Petru Apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrășteați prin Pont, Galatia, Cappadocia, Asia și Bithinia. Ultima dată când am citit Cartea Faptele Apostolilor, am citit-o cu harta în față, ca să urmăresc exact pe unde a mers Apostolul Pavel. Și să știți că vă provoc să faceți asta. Să vedeți ce interesant e Cartea Faptele Apostolilor când o vizualizezi. Nu doar când o citești informațional. Și am observat un lucru. Că, de exemplu, aceste zone, că nu sunt cetăți, zone, Apostolul Pavel zice, când am vrut să mă duc în stânga, zice, Duhul Sfânt mi-a zis nu. Și el, practic, s-a îndreptat spre zonele astea. Și când o urca spre nord, Duhul Sfânt i-a spus a doua oară, nu. Și atunci o sunt dus în partea cealaltă. Și concluzia cărții Faptele Apostolilor este că această carte relatează viața și misiunea Apostolului Pavel. Dar Cartea Faptelor Apostolilor nu este o istorie a bisericii primare de misiune. De exemplu, Apostolul Pavel n-a fost în aceste zone. Și Apostolul Petru scrie acestor zone pentru că, până la urmă, au fost biserici acolo. Deci, nu toate bisericile ne-a înființat Apostolul Pavel. De exemplu, la biserică studiem Cartea Tit. Zice Apostolul Pavel lui Tit să rânduiască, să pună în rânduială lucrurile din bisericile din Creta. În această insulă, în această peninsulă, n-a fost niciodată Apostolul Pavel. Și zice că acolo sunt biserici, nu biserici, bisericile de acolo. La un moment dat spune Apostolul Pavel, zice, Tit este în Dalmația. Dalmația știți unde este? Pe coasta de la mare din Croația de astăzi. Pavel n-a fost niciodată acolo. La un moment dat zice Cartea Faptelor Apostolilor că Apostolul Pavel s-a coborât de la Antiochia la Ierusalim. Și este această distanță care puteți să o parcurgi prin Israel. Și zice, a trecut pe la biserici și le-a întărit. Dar și acele biserici, de exemplu, nu Apostolul Pavel le-a făcut. Și de asta e simplu să vezi că această carte de Faptele Apostolilor are pur și simplu istoria Apostolului Pavel într-un mod special și oarecum parcă e o abordare subiectivă a lucrurilor. Și sunt multe alte istorii, de fapt, care noi nu le știm. Pentru că ele nu apar clar în Scriptură, apar doar că acolo și acolo și acolo și acolo sunt biserici. De fapt, la urma urmei, fiecare dintre noi suntem o parte din planul lui Dumnezeu. Asta e concluzia. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că în momentele acestea aș vrea să ne rugăm pentru fratele Liviu. Ca Dumnezeu să vină cu minteze. La rândul lui, fratele Liviu este parte dintre noi. Ideal nostru. Dar la rândul lui și el, și fiecare dintre noi, suntem o parte din ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu. Și acum, citindu-vă aceste lucruri, se vede ce frumos e versetul 2. Și îl citesc. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Aș vrea să vă împărtășesc o experiență care a fost pentru mine foarte mult. Când am fost operat la Baia Mare, nu a fost nu știu ce operație, dar am stat și acolo ceva zile, am prins o duminică acolo, în spital. Eu n-am știut niciodată cât de importante sunt telefoanele la un om bolnav. Sau ce înseamnă un asistent bun medical. Acolo am putut să văd și eu, să pot și eu un pic din lucrul acesta. Și zilele acelea, când a fost duminică, m-a sunat fratele Dan Matei de la Baia Mare. Și m-au pus pe speaker în biserica lor, Biruința. Și știți ce au făcut? Au cântat o cântare pentru bărbătașia. Vă spun sincer că două lucruri s-au întâmplat. Prima dată mi-a fost rușine, că eram în pijamare și mi se părea că mă văd frații și m-am acoperit. Dar al doilea lucru este că am fost deplin cercetat. Am început să plâng de bucurie. Să știi că ești pe speaker într-o biserică îi pica mult. Mai ales din pat. Dar au cântat o cântare. Și a fost o cântare de îmbărbătare. Să știți că mi-am luat aminte toate telefoanele care mi le-ați dat atunci. Și este o binecuvântare. Să se roage cineva pentru tine. Sau să-ți transmită un mesaj de îmbărbătare, un mesaj de binecuvântare. Îl avem pe fratele Liviu și aș dori ca să ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Știu că El este doar o parte. Dumneavoastră sunteți cealaltă parte. Fiecare suntem o parte. Dar pentru că avem pe El astăzi aici, aș vrea să ne rugăm pentru El. Și aș vrea să am un moment de rugăciune cu doi frați, două surori, nu știu, să lărgesc mai mult, nu știu. Să depurgă oarecum natural. Dar trebuie să rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze. Și vreau să vă spun un motiv pentru care am pe inimă lucrul acesta. Pentru mine personal, să știți că fratele Liviu a fost un exemplu. El e omul care nu spune. Multe lucruri nu spune. Dar au fost perioade de foarte mare suferință prin care a trecut. Și sincer vă spun, uitam la el și mi-a plăcut foarte mult modul în care a rămas credincios Dumnezeu, dar într-o atitudine foarte bună. Suferință fizică, probleme de sănătate, provocare și încercare în familie, cu biserica. Deci cu toate. La un dat, parcă toate se destrămau. Și a fost un om care a rămas credincios cu Dumnezeu. Și dori ca Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L întărească și să-L ajute mai departe să fie omul pe care și-L dorește Dumnezeu mai presus de orice. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu doi frați, cu două surori, haideți să ne rugăm.